și tu ceva. Asteve, e șansa ta. Acceptă provocarea, ne lăsa n-o scăpa. Astăzi, 18 noiembrie 2009, sărbătorim Săptămâna Educației Globale. Iar în cadrul acestei acțiuni ne-am gândit împreună cu elevii clasei a 9-a D și mai ales Adrian și Onița să vă oferim un scurt dialog, un joc de rol, de fapt, între un vânzător și un client la piață. Ideea acestui dialog era să alegem alimentele cele mai sănătoase în vederea unei alimentații bio. Și acum vă invit să urmăriți dialogul. Bonjour! Bonjour, Désiré, mademoiselle! Quoi se voudrait d'acheter de légumes et aussi de fruits? Les fruits et les légumes sont frais. Pas encore, oui, mais conseillez-vous d'acheter. Vous vous êtes décidé? J'achète 1 kg de pommes et tomates, 1 kg de pommes de terre. Vous pouvez acheter des pommes de poire sur la saison. Ça fait combien? Elles sont riches en vitamines. Voilà l'argent. Alors combien de kilos? Voilà la commande. À vous aussi. 10 euros. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Suntem astăzi la a doua activitate în cadrul Săptămânii Educației Globale. Anul acesta tema este hrană pentru toți. Prima activitate pe care am desfășurat-o în pauza mare cu elevii ai claselor a 10-a și a 11-a a fost prezentarea unor desenuri din țări francofone în care elevii au prezentat produsele pregătite de ei și ne-au convins că sunt sănătoase, că au puține calorii și că nu îngrașă, deși erau dulciuri. În aceste momente avem o a doua activitate în care au fost implicați elevii ai claselor a 12-a, a 12-a B, coordonați de doamna dirigintă Carmen Platon Lacatiș, și a 12-a E, sub îndrumarea doamnei dirigintă Lucia Homei. Ei ne-au pregătit o altă temă, alimente sănătoase, meniuri sănătoase, vis-a-vis de cele nesănătoase. Sperăm să ne convingă fiecare de ce sunt aceste produse și mâncăruri preparate sănătos sau de ce sunt neindicate pentru sănătatea noastră. Pentru început, o să dau cuvântul unei elevă din clasa 12-a, o să rog să se prezinte. Bună ziua, mă numesc Lucia Florica. Așa, și ea ne va face o prezentare din punct de vedere teoretic al factorilor care influențează sănătatea alimentară. Astăzi vă prezint proiectul Trăiește Sănătos, mănâncă inteligent. Pentru început avem un motto. Ești elev și bine ar fi să alegi cât mai atent ce mănânci tu zi de zi ca să crești inteligent. Ar trebui să consum cât mai des legume și fructe. Primele principii în alimentația copilului. O alimentație sănătoasă înseamnă consumarea de diferite alimente aparținând grupurilor alimentare de bază și cum ar fi proteine, lactate, fructe și legume, cerealul. Uneori se consumă mai mult dintr-un singur grup alimentar preferat și se evită consumarea altora. Cheia către o dietă sănătoasă și echilibrată o reprezintă moderația. Energia furnizată în organismul ar trebui să provină 60-70% din glucide, din cereale, fructe, legume și zarzavaturi, 20-30% din lipide și 10-12% din proteine.
O dietă sănătoasă poate reduce riscul de apariție a unor boli. Se recomandă atenție la numărul de calorii consumate, deoarece acestea pot duce la apariția obezității. Caracteristici nutriționale ale grupelor alimentare. Grupa alimentară, pâine, cereale, orez, paste, legume și vegetale, fructe, lapte și derivate, ouă, carne și pește. Principalii nutrienți. Carbohidranți, fier, vitamina B1 și vitamina E, vitamine și minerale, calciu, proteine, proteine cu valoare biologică înaltă și proteine fier, acid, graș, omega-3. Alte componente nutritive, fibre, proteine, magneziu, zinc, vitamine 2B12, A și D, grăsimă niacină, vitamina B12. Piramida alimentației sănătoase are la baza alimentației fructe și legume, valoarea calorică a alimentelor. Valoarea calorică este scăzută și foarte crescută. Valoarea calorică scăzută, fructe, mere, căpșuni, caisele, piersici, prune, cireșe, vișine, pepene, portocale, mandarine, grapefruit, mango și ananas. La legume, fasole verde, varză, conopidă, morcov, pătrunjel, cascavet, usturoi, ceapă, salată, ciuperci, spanac, spananghe și broccoli. Lapte de grezat, brânză proaspătă de vacă. Alimente cu conținut mare de sare, chipsuri, biscuiți, sărați, covrigei sărați, sticks-uri sărate, snacks-uri, alune sărate, semințe sărate, brânzeturi sărate. La alimente cu conținut mare de grăsimi, hamburger, pizza, produse tip patiserie, cartofi prăjiți, alte alimente preparate prin prăjire, maioneze, margarină, brânză topită, brânzeturi, tartinabile cu conținut de grăsime peste 20%, mezeluri grase și băuturi răcoritoare. Exemple de meniuri zilnice sănătoase. Mic dejun, iaurt, sana sau chefir, cereale, fulgi de ovăz, grâu, secară sau lapte, pâine integrală sau ou fiert, roșii, castraveți, salată verde, ardei, prânz, la prânz. Felul 1. Supă cu legume în ea sau ciorbă dreasă cu iaurt. La felul 2. Salată de crudități, varză, roșii, salată verde, andive, ceapă, morcov, laș, țelină, speclă, roșie. Brânză, telenea, cașcaval, leguminoase, fasole, mazăre, linte, soia, fierte cu ceapă și roșii, carne de pui, la cuptor, grătar, fiert. În continuare, activitatea se va desfășura, astfel încât în prim plan vor fi elevii, cei care au pregătit delicioase gustări sau mai puțin sănătoase pentru exemplificare și o să rugăm pe rând să ne spună ce mâncăruri au adus de acasă, pregătite de ei, după care o să purtăm o discuție despre aceste mâncăruri, să ne convincă ei că le putem consuma liniștit sau că ne supunem unor riscuri dacă poftim la ele. Haideți să o luăm dintr-un capăt și să vedem ce avem aici. Tu ce ai în casă? Okay. E făcut. Legume. Aici? Cartofi, lapte, ceapă, morcov. Ce sunt acestea? Legume. Legume în stare proaspătă, da? Adică crude. Apoi? Sănătorii între la... Mai departe? Sărmăriu. Macaroni cu soia și legume. Sos. Pâine făcută în casă. Și acolo în bolul de iena. Sănătorii de tale. Răcinte și parte vegetală. Acesta e făcut în casă? Nu. E aliment din soia. Nu v-aș sugera să mâncă așa ceva. Ce e cumpărat din magazin. Da.